meargă în Israel, ălaltul la NATO, adică că știm procedurile, știm ce-i de făcut în valul următor, în ce se va întâmpla în perspectivă. E clar desfășurarea evenimentelor. Da. Fiecare știe ce are de făcut. Noi îl jignim pe Reluțu. Cine au deranjat de faptul că am vorbit. Nu mai noi nu-l mai jignim. Păneluțul. Nu mai jignim pe nimeni și cu asta. Basta. În schimb, hai să vedem care e bilanțul zilei de astăzi, cât de cât stăm în aceeași situație. 325 de cazuri noi nouțe. Avem și 841 de decese. Și aici vine o încurcătură imensă, pentru că vine domnul Horațiu Moldovan, secretarul de stat. Dom'le, mâna dreaptă la Ministerul Sănătății, acolo, activist, un om de toată isprava, și vine și spune, bă, eu știu dacă sunt 841, cred că sunt mai puțin, nu știu de ce au numărat aiurea oamenii ăștia, numără Panapol, hai să-l ascultăm. Sunt raportate multe decese la pacienți care mor din altă cauză. Urmărim în fiecare zi decesele punctual, caz cu caz, și 80% sunt oameni care sunt pacienți care au comorbidități. Fenomenul morții este un fenomen complex din punct de vedere medical. E o întreagă meserie care se ocupă, știință care se ocupă de chestia asta, se numește tanatologie. În momentul trecerii în neființă, sau mă rog, în instalarea suferinței terminale, pacientul dezvoltă multiple complicații, se infectează, își pierde imunitatea. Până la urmă, într-o epidemie de COVID, ia și COVID. Oficialul susține că trebuie ținut o evidență clară asupra tuturor pacienților, pentru că adesea sunt raportate multe decese din cauza COVID la pacienți care mor din altă cauză. Incidența acestor pacienți este relativ importantă. Deci, după părerea mea, fără să fim în posesia unor date statistice precise, pentru că sunt greu de făcut, dar vor trebui să fie făcute la un moment dat, sunt foarte mulți pacienți care nu putem spune că au murit datorită infecției cu COVID. Conform secretarului de stat, medicamentele care se folosesc acum în tratarea COVID-19 au o eficiență discutabilă, într-o anumită măsură fiind împrumutate conceptual de la tratamentele pentru alte infecții. Acesta crede că, pe de altă parte, este foarte puțin probabil ca până în toamnă să fie găsită o schemă de tratament ideală, specifică acestui coronavirus, care să vindece garantat cazurile de COVID-19. Trebuie să garantăm într-un fel, domnule, trebuie să există garanție a cazului de COVID-19, că nici aici nu mai ai garanții. Când vezi testul, vezi pacientul decedat și tot n-ai garanția. Se spune bună seara domnului doctor Marian Stamate, medic primar ORL Spitalul Colțea. Bună seara, domnule doctor. Bună seara. Vă inaugurăm în emisiune sub acest subiect, pentru că a stârnit foarte multe controverse domnul Horațiu Moldovan cu această zicere a domniei sale. Nu știu de ce ar fi trebuit să trezească controverse. Personal sunt în asentimentul doctorului Moldovan, da, care n-a făcut nimic deosebit decât a pus o rază de lumină asupra raportelor oficiale ale Ministerului Sănătății, din care dânsul face parte în acest moment. Și anume că avem pacienți cu comorbidități semnificative, de exemplu neoplazice. Citeam recent cazul unei paciente care avea 3 cancere la 3 organe diferite și metastaze și diabet și hipertensiune și sigur că a decedat în aceste condiții, dar a fost detectată și cu SARS-CoV-2 și a fost raportată ca fiind un pacient care a decedat COVID-19. Da, probabil pentru că există această... Bine, dumneavoastră a specificat foarte bine. Eu am rămas un admirator al zicerii dumneavoastră cu mort de COVID sau cu COVID. Această despărțire a evenimentelor totuși trebuie este făcută. Important. E importantă. Pe de altă parte, când numărăm și tragem concluzii pe statistici, vedem că avem 841 de decese și se pare că ar fi chiar mai puține. Deci, știi, a da mai puține persoane decedate e totuși în folosul guvernului, pentru că poate să vină să spună, uite, noi ne-am ocupat de treaba asta ca lumea, uite câte puține decese avem. Totuși sunt numărate și persoanele care au aceste comorbidități. Pe de altă parte, dacă împuținezi viața omului și cu o lună, poate că putem să trecem la COVID-19, dar ar fi avut o lună de viață în plus, nu? Este adevărat, dar este improbabil. Nu avem de unde să știm dacă acea lună pacientul ar fi trăit în plus sau în minus în funcție de această infectare sau non-infectare cu SARS-CoV-2, mai ales având în vedere și faptul că, într-adevăr, nu avem o schemă de tratament.
tratament redutabilă 100%. La ora actuală sunt diverse trialuri de tratamente, diverse încercări, care la unii pacienți reușesc, la unii pacienți nu reușesc, fără să putem să știm întotdeauna care sunt pacienții la care au reușit cu certitudine și care sunt pacienții la care nu au reușit. Și asta este o dezbatere și o problematică pe plan mondial, nu doar în România. Da, până la urmă, tratamentul, schema asta de tratament pare, pe care o avem, pare una de succes, în sensul că ne este livrată și această cifră de oameni care s-au făcut bine, au trecut prin COVID-19 și s-au făcut bine, nu știu, aproape 4.000 de oameni. Adică pare că stăm bine, dar și țările din jurul nostru, domnule doctor, stau la fel de bine. Și aici vine încurcătura, că pare că totuși e o chestiune regională. Sau chiar mai bine, cum ar fi Bulgaria. De sau chiar mai bine, pare da. Că Bulgaria stă chiar mai bine, atât prin faptul că au luat anumite măsuri înainte de debutul oficial al pandemiei în Balcani, cât și prin faptul că, mă rog, sigur, au și o altă densitate a populației, dar și populația poate că a fost un pic mai disciplinată. Da, și trăim cu aceste 325 de cazuri zilnice, cam asta este situația, pare că aici s-a proptit cifra, constatarea aici se proptește, 325 de cazuri zilnice. Pare că nu mai avem zimția aceea. În funcție de cât testăm, asta să nu uităm niciodată, în funcție de cât testăm. Da, poate numărul de teste e același în fiecare zi, domnule doctor. Sunt da, 6-7.000. Dar, repet, epidemiologia totuși este o știință destul de exactă, numai că trebuie să o aplici exact, matematic, da. Și trebuie să nu o subordonezi politic, unor scopuri politice. Bun, noi avem practic acest viitor luminat în față, ziua de 15 mai, vi se pare totuși un termen rezonabil pentru România? Ca doctor vă întreb, vi se pare o premiză bună totuși, sau s-a cam grăbit, sau e prea târziu, poate ar trebui și mai repede, că am văzut că țările au relaxat, sunt țări care au relaxat. Relaxarea faptică, o constatăm cu toții, există înainte de 25 aprilie. Deci această dată anunțată cu surse și trâmbite de 15 mai este ceva, o poveste, ca să o spunem într-un cuvânt. Atunci expiră starea de urgență, începe starea de alertă, dar practic în viața de zi cu zi a României această relaxare a început de mult. Pe de altă parte, în ce privește unitățile sanitare, consider că noi trebuie să rămânem alert, trebuie să respectăm și după 15 mai protocoalele pe care le-am impus și la care am ajuns până la urmă prin experiență pentru a ne proteja atât pacienții internați la ora actuală cât și viitorii pacienți, și anume testare și iarăși testare, și pentru a proteja și personalul, evident, ca atunci, dacă, Doamne ferește, vom avea de-a face cu o revenire a pandemiei, așa cum este preconizat oficial în momentul de față, septembrie-octombrie, să putem să avem timp până atunci să ne pregătim și să rămânem în linia frontului cât de cât în picioare, cât de cât. Ca să zic. Noi am testat și varianta, am acceptat acest îndemn cu testarea și noi am testat și varianta fără teste. Adică mi s-a părut că tot de test a fost și varianta aceea de început, când nu aveam nici teste, am testat și varianta fără măști, adică noi am testat mai multe chestii. Noi, în zona mai nou testăm varianta cu masca neagră, știu. Da. Și acum o să testăm și cu masca obligatorie, zice domnul Tătaru că vor da amenzi dacă... Doar în condițiile în care se vor asigura măști în cantități suficiente la prețuri rezonabile, pentru că la cantitățile care sunt acum și la prețurile care sunt pentru foarte mulți oameni, vă spun, sunt prohibitive. La prețurile la care sunt în farmacie sunt prohibitive. Da. Nu pot să dai amenzi oamenilor pentru că nu-și permit să-și cumpere măști. Dar e posibil să fie prea mulți oameni, domnule doctor. Luăm în calcul și varianta asta, că poate măștile sunt puține, ci oamenii sunt prea mulți. Aveți dreptate și dumneavoastră, da. Da. Domnul doctor Marian Stamate, medic primar ORL Spitalul Colț, am mulțumit tare mult pentru lămuriri. Sigur că zacem în aceeași situație, adică nu e ceva ce s-ar fi schimbat, tot 325 de cazuri noi. Da. Noi, tot noi, adică până la urmă. Adică e aceeași chestie, nu? Da, suntem în aceeași chestie. Și când trece vârful? Când trece vârful. Cât ai zis că azi? Azi sunt 325 de cazuri. Și la 324... Și probabil probabil că a trebuit să scadă. A fost o bucurie care se născuse, cred că vineri spre sâmbătă, când au fost 100 și ceva de cazuri noi. Adică mă gândesc că sunt același număr de teste din care rezultă această cifră. Când a fost 100 și ceva, a fost o bucurie, dar după aia s-a explicat, nu, că am repoziționat niște chestii, am repus niște cifre și, până la urmă, au ieșit mai multe ziua următoare. Bolnavii sunt distribuiți omogen?
în cadrul seturilor de oameni testați. Că mă gândesc, ok, tu faci 11.000 de teste în fiecare zi. Da, 6-7.000, cred că 11.000. A zis că vrea 11.000. Nici nu contează. Da. Așa, faci testele astea pe un eșantion. Da. Și tu în eșantionul ăla mereu iei același procent de bolnavi de te aștepți ca de fiecare să găsești 325 sau 324. Poate ai nimerit un lot de oameni sănătoși. Da, e posibil să nimeri și loturi. Să niște prostii. Și pe loturi. Da, suntem aici pe lotul acesta anumit în România și uite că vine domnul ministru Tătaru și spune că, domne, vom trece la amenzi dacă nu purtați măști, face niște anunțuri. În acest moment, la nivelul țării noastre, suntem pe acea pantă ascendentă spre platou. După cum specifica Centrul European de Control al Bolilor, în Europa sunt 4 țări care sunt pe stabilizare, Polonia, România, Anglia și Suedia, Bulgaria. Suntem de o săptămână pe un platou. Dacă la început a fost un dinți de ferăstrău, acum suntem pe un platou spre stabilizare, fără a avea un număr scăzut de cazuri, dar avem un număr constant. Ministrul a spus că într-o perioadă de o săptămână se poate face o evaluare pentru a se vedea dacă numărul nu crește și este constant de la o zi la alta, după care ne putem aștepta după o săptămână la o scădere a numărului de cazuri. Rămân la acea indicație de precauție, tocmai prin faptul că în ultimele evaluări în teritoriu am putut vedea și focarele care sunt în desfășurare, multe dintre ele, majoritatea fiind în personalul medical, în personal instituționalizat și în persoanele instituționalizate. Dacă noi reușim să controlăm aceste focare, nemai având o transmitere în comunitate, transmiterea în comunitate putându-se de altfel realiza doar prin nerespectarea regulilor în zilele de 1, 2 și 3 mai, atunci putem merge spre o scădere a numărului de cazuri noi. Nelu Tătaru a precizat că în ceea ce privește respectarea regulilor de distanțare socială după 15 mai se mizează și pe bunul simț al oamenilor, întrucât aceste 2 luni au lăsat o amprentă, dar vor fi și controle. De asemenea, a spus că dacă după libertatea de mișcare individuală, deschiderea magazinelor, deschiderea cabinetelor stomatologice, a celor de înfrumusețare se va vedea că nu sunt focare, se poate gândi o extindere. Ne gândim la extindere, sigur ne gândim la perioada aceea de 15 mai, când, care se perioada aceea de riscată de data de 15 mai, când va trebui să purtăm măști obligatoriu și sigur că vor apărea și acest gen, va apărea și acest gen de amendă, dar pentru care eu aș fi pledat anterior. Adică eu știu că în momentul în care mă oprește poliția și dacă e mai de omenie polițistul, zice, domne, îți dau pentru că ai trecut linia continuă amendă, nu știu cât e, ceva groaznic, așa, sau păi, haideți că vă dau pentru centură. Vă dau 2 așa. Puncte pentru centură. Ar fi trebuit să fie și când te prinde cu declarația și această variantă de scăpare de negociere cu poliția, domne, nu vă dau pentru că ați făcut declarația asta, că n-aveți declarația noastră, vă dau doar pentru mască. Vă dau, nu știu, 50 de lei pentru mască. Adică să aibă și polițiștii o scăpare de asta în care să poată să, domne, te și sancționezi, dar nici așa de grav. Acum, după 15 mai. După 15 mai se lansează moda asta a sancțiunilor. Dar după 15 mai ăștia de la locală mai reprezintă ceva? Eu zic că reprezintă ce reprezentau și înainte. În parcuri, alergarea alergau porumbeilor pe parc. Deci după 15 mai, în afară de mafia pătrunjelului și de alerga porumbei pe parc, vor mai avea atribuții ăștia de la locală? N-ar avea de ce să mai mă gândesc, nu? Dacă s-a trecut de acest foc. E stare de alertă, nu stăm să folosim toți gardienii publici ai primariei, nu? Sper, mie nu-mi plac, de-aia zic. Da, nu, că nici Luvela nu-i plac. Nici Vela, adică nu știu cu ei plac. În afară de primarilor, vrea și asta, primăria să aibă miliția ei, dar ei n-au niciun sens. Și legea aia, eu zic că este adoptată în mod ilegal. Eu, din câte știu, nu poți avea o poliție paralelă și nu poți folosi termenul de poliție altfel decât în cazul poliției române. Știi? Da. Și au inventat ei poliția locală. E ca și cum ai înființa așa Serviciul Român de Informații la Sanchi. Știi? Și da. Ai avea SRI-S. Adică ar putea cumva și asta e la mișto? Să vii cu... Uite, ar putea domnul Becari, de exemplu, cu echipa armată, cum și-a făcut, da, cu Steaua, zice, Steaua lui Gigi. Steaua lui Gigi. Știi? Așa e și poliția locală. Da, da. Nu există poliție locală, există poliție da. Și există niște gardieni publici înarmați de primărie și care câștigă o grămadă de bani. Și jandarmii, mă, eu sunt foarte nemulțumit de activitatea jandarmilor, Răzvan, jandarmii de la francez ne vine. Ne vine necazul ăsta, dar jandarmii sunt făcuți pentru a
altceva e nu sunt să-ți umple cu o amendă, să-ți dea, nu știu ce să semne, ei sunt să pună mâna, să-ți dea, să, în sensul să dea la propriu, sunt să bată, jandarmii sunt pentru bătaie, mă, nu sunt pentru chestiuni de-astea administrative. Dom'le, aveți ea să citesc eu să vedem dacă aveți la dumneavoastră declarația sau nu aveți, adică bă, jandarmii bănuiesc care, nu, mi se pare că au fost împuținați în, nu mai zic de armată. Mai zi de armată, că stau oamenii ăștia, soldații. Armata, degeaba, armata mai mult de armata defilare. Armata a fost de decor. E mai mult de defilare. Eu chiar cred că armata a fost scoasă și de decor. Dom'le, și armata păstrăzi. Da. Și dacă e armata păstrăzi, ce? Hai să fim serioși. Eu mi-l aduc aminte pe Călin Popa. Că ultima dată când au scos armata păstrăzi, tot o bășcălie a fost. Te referi bășcălie la perioada, mortală. La momentul acela dramatic. Da, păi nu știu, armata așa mare personaj și pozitiv a fost în decembrie 89. Nu a fost așa. La un moment dat și au zis, stai că noi suntem cu poporul, stai că... Păi nu erau chiar așa regulă nici. Da. Știi? Deci da, asta cu scosul armatei în stradă, așa nu, că încă nu mai trăiește generația aia din 89, ăștia care au povești, da, nu-mi place să văd armata pe străzi. O văd pe Subarcu de Triumf. Ce mă, ție, îți place să vezi armata pe străzi? De 1 decembrie, sigur, că da, e o bucurie. De 1 decembrie, acolo, pe Subarcu de Triumf, pe poteca aia clasică, să ai de înapoi în cazărmi. Că nu e chiar așa. Dar uite, apropo de armată, Tăricianu, ne-am putea trezi că Iohannis declară război Ungariei. De asta avem noi nevoie acum. E declarație fabuloasă. Pentru că, într-adevăr, omul are dreptate. Păi dacă declarăm război Ungariei, Răzvan, și mergem peste ei, că ce facem aici? Pentru că ar însemna să părăsească avamposturile soldații români. Nu, n-ar mai putea să-i țină pe români, să-i țină pe români în case. N-ar putea să lupte pe două fronturi. Uite, domnul Tăricianu a zis foarte bine. Așa a zis? Așa a zis, da. A tras un semnal de alarmă. Acuzați cum declare război. Cum că PSD a zis că nu e momentul pentru... N-a zis că nu e bine să... poate va fi. Nu, poate va fi. Lasă așa într-o perspectivă. După valul 2. Să vedem noi cum să ne vedem, eu trecut spun toată tot necazul acesta până la urmă. Am înțeles. Ăsta este domnul Călin Popescu Tăricianu. Avem un nou focar de infecții la Suceava. Dar știi că la articolul 65 din Constituție, da, asta pentru domnul Tăricianu, care face dacă politică, da, cum m-am născut eu și nu se mai oprește, doamne iartă. Articolul 65 din Constituția României, articolul 1, are cu se desfășoară, da. Articolul 2, camerele, Senat și Camera Deputaților, își desfășoară lucrările în ședințe comune potrivit unui regulament adoptat cu votul majorității deputaților și senatorilor pentru A, B și punctul C. Și C și punctul D. Declararea stării de război. Deci practic... Deci și Tăricianu a stat tot degeaba. Băi, ce să... Absolut. Dar interesant faptul că el ia în calcul și un război. Adică, doamne, nu... Dar nu acum, doamne, fără parlament, nu... Adică nici un exemplu de ăsta, știi? E ca și cum aș spune eu. Se organizează alegeri, alte câștigă alegeri, știi? E o prostie. N-ai cum să câștigi. Adică sunt chestii împotriva logici. Putea să dea un alt exemplu. Doamne, și când ne vor ataca marțienii... Da, plus că în 1918... Nu ne atacă nici marțienii, că ce să ne atace ca să ne ia ce? Știi să ne ia pe Tăricianu? Să facă experimente? Ce să ce să te atace, mă, marțienii? În 1918 era și război, era și pandemie, era și război. Deci poate că asta s-a gândit. Pe toate. Deci s-a putut totuși în 1918 și război și pandemie concomitent. Da, dar aveai Brătianu, nu aveai Tăricianu. Și asta e adevărat. Deci ne-a dat și nouă Dumnezeu că putem să ducem. Și asta e adevărat. Da, bine. Spuneam un pic mai devreme că s-a găsit, s-a identificat un nou focar la Suceava. Nu era tot, era un focar. Un cămin de bătrâni, au mai găsit încă un focar. Focar, acum, focar? E un focar, un focar. Deci și la Suceava acolo e plin de focare. Deci suntem într-un continuu focar. Gata, cu Suceava nu ne mai facem plan. Da, deci practic nu putem merge în vara asta la Suceava, e clar. Acolo vei să acolo era, să-ți faci sărbătorile în Bucovina. Era o bucurie. Păi da, pregătea omul ăla, primarul din Suceava, niște beculețe frumoase. Da, erau niște oile. Da. Scrie cu oile, prefectul, la mulți ani. Să scrie așa cu... Prefectul, șeful Consiliului Județean, da. Flutur. Să scrie așa cu oile alea mari acolo. Carantină. Sau să scrie focar de noi. Ce zice? Dar de ce să... N-are dacă voie să ne adunăm. Dacă să scrie alte chestii, să scrie jurături, mai bine scrie. Carantină, focar, nu intrați. Atenție, virus periculos. Una peste alta... Da. Astăzi a apărut și o informație interesantă care a mai scos lumea din această pandemie, că practic stăm în această pandemie și pare că doar cu asta ne ocupăm, doar și sigur, pe de o parte e logic. Pe de altă parte, mai scoate în cap, uite, ne-am bucurat și noi de această știre venită de la CEDO. Ne-a venit de la CEDO această știre cu doamna Corița Chiuveș și care a câștigat acolo la CEDO. Da, a avut mă bucuram mult să-mi dau seama că avem o Curte Constituțională a României care e contrazisă de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. E o veste bună, așa, să știi că stai într-un stat la mișto. E contrazisă și nu prea zice domnul
Care domn? Domnul de la CCR, Valer Dorneanu. E și nu prea i-a zis, păi, stați un pic. Domnul Dorneanu e ăla contrazis. Da. El zice, stați că nu e chiar așa, că, nu e, că de fapt nu în legătură cu noi e decizia asta. Hai să vedem ce s-a întâmplat astăzi. A câștigat Codruța Chioveș și mă gândeam, zic, bă, poate se și întoarce. Poate că cu prilejul ăsta mă gândeam la actuala șefă a DNA-ului, mă gândeam, zic, și ce fac Nea Mircea? Știi că e un moment celebru. Se duce asta nou la parchetul facem, european. Da, facem rocadă. Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat azi la CEDU. Începând de astăzi, nu voi mai lucra în Direcția Națională Anticorupție. Voi rămâne procuror. După 2 ani de la revocarea din funcție, Laura Codruța Chioveș a câștigat procesul la CEDO împotriva statului român. Fosta șefa DNA a intentat procesul după ce Curtea Constituțională a României l-a obligat pe președintele Klaus Iohannis să o revoce din funcție. CEDO a stabilit că lui Chioveș i-a fost încălcat dreptul la liberă exprimare și liberul acces la justiție pentru că a fost îndepărtată din funcție de ministrul justiției Tudorel Toader, fără a se putea apăra. Propunerea de revocare nu a întrunit condițiile prevăzute de lege. Consiliul Superior al Magistraturii a dat un aviz negativ. Am dovedit în fața secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii că motivele invocate de Ministrul Justiției în propunere, o parte din ele sunt nereale, o parte din ele sunt neîntemeiate. CCR a stabilit la acea vreme că președintele României este obligat să semneze revocarea procurorului șef al DNA după propunerea făcută de ministrul justiției de atunci, Tudorel Toader. Declanșez procedura de revocare din funcție a procurorului șef DNA. Prezentul raport, însoțit de propunerea de revocare a procurorului șef, va fi transmis către secția de procurori a CSM, precum și către președintele României, pentru a analiza și pentru a decide. Acum, după 2 ani, Tudorel Toader se spală pe mâini și spune că nu celebra lui evaluare a dus la demiterea Laurei Codruța Chioveși, ci hotărârea luată de magistrații constituționali. Pe firul acestui proces de demitere au fost practic 3 factori care și-au împlinit misiunea lor. Eu, ca ministru, am făcut raportul de evaluare și am propus revocarea. A fost sesizată Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a dat o decizie și președintele a revocat-o în baza acelei decizii. Că președintele n-a revocat-o în baza propunerii mele, ci decizia Curții Constituționale, ea este... Ea se execută. Decizia de atunci, luată de Curtea Constituțională, a fost calificată drept discutabilă și de Augustin Zegrean, fost președinte al CCR. Sigur că nu este un lucru normal, nu este un lucru care să se întâmple în fiecare zi. Dacă vă amintiți zilele acelea când s-a discutat despre asta, am spus de foarte multe ori că nu poate fi revocată din funcție. Dar cine să mă asculte? S-a plâns la CEDO nu neapărat împotriva hotărârii Curții Constituționale, ci împotriva decretului de revocare din funcție. Este discutabilă decizia Curții, am spus atunci și îmi mențin punctul de vedere. În schimb, actualul șef al CCR, Valer Dorneanu, nu a dorit să dea vreo explicație. Nu am niciun sentiment, nici de bucurie, nici de nimic. Nu am de gând să fac niciun comentariu. Nu îmi permite statutul să dau declarații publice cu privire la o decizie a uneia din cele 3 mari instanțe. Vă dați seama că nu mai pot comenta așa ceva. Se vor face comentarii la adresa noastră, este evident, că de aia este democrație. Laura Codruța Chioveși nu a cerut despăgubiri statului român, însă efectele acestei decizii CEDO trebuie să fie aplicate pe viitor de statul român atunci când revocă un magistrat dintr-o funcție înaltă. Ce bucurie. Asta este reacția lui Tudorel Toader la știrea pe care am desfășurat-o mai devreme. A reacționat și domnul Tudorel Toader, a venit cu această... Dar ce mă aminte din perioada de gloria domnului Tudorel Toader, care spunea în momentele acelea emoționante, când era mai mare în țara aceasta, că spunea domnul Tudorel Toader că a moștenit umorul de la tatăl său. Și iată-l în acest... Trebuie să întreb. E regretabil că trebuie să întreb, dar trebuie să... Deci asta e... E reacția. E reală sau e fake? E o reacție reală. De ce, de ce
Trucaș. Domnul Trucaș. Nu, deci nu, dar fie vorba de Tudorel Toader, poți să... Deci eu cred că a postat așa ceva, că eu nu prea verific. Întreb. Nu, e practic o... Este de pe pagina oficială, așa a scris Tudorel Toader, că ți-am zis, dacă era vorba de altă persoană, aș fi spus, au, glumă, o referire la Spartacus, cum ce da, scuze la domn polițiști. Da, cu Spartacus. Da, dar fiind Tudorel Toader. Da. Întreb. Întreb și eu. E Trucaș sau nu e Trucaș? Nu vreau să facem... Nu, că nu e Trucaș. Nu, e așa e. Așa scrie pe așa Facebook. Așa e, așa e la domnul Tudorel Toader pe Facebook. Pe cuvânt? Așa am primit. Alex, trebuie să ne confirm. Asta e reacția oficială a domnului Tudorel Toader, fostul ministru al justiției, membru al Comisiei de la Veneția. Reacția unui membru de la Comisie. De situație, că nimeni nu-și dă seama în momentul de... Deci eu nu am întrebat ironic. Dar te întreb pe bune. Dar și dacă e o glumă, e interesant. Și dacă e o glumă, adică în sensul că nu i-a aparținut Tudorel Toader, faptul că luăm în calcul... Păi asta spun eu, ar putea calcul. Totuși să o zică... Da, ar eu... putea fi a, dom... e a domnului Tudorel Toader. Mie așa mi-a fost comunicată ca fiind a domnului Tudorel. Dar e fake news, nu? Adică... Da. E Trucaș. E un Trucaș ordinar. Nu ești sigur că e Trucaș. Nu sunt sigur. De ce aș fi sigur? Nu mai ești sigur de nimic până la urmă. Te intră pe pagina omului și vezi. Hai să intrăm. Hai să intrăm să verificăm. Stați un pic să vedem. Nu l-am la păiete. De ce să te noi am luat domnul. Bine, are pagina de artist, domnul Tudorel Toader, deci nu trebuie să-l ai la prieteni, poți să intri lejer. Intră acolo și vezi ce scrie. Ia să vedem, ia. Da. Poza este într-adevăr autentică, pot să confirm. Da. Domnul Tudorel Toader, hai să intrăm. A, nu e, mă. Nu a, mă, v-ați bătut joc. Râdem. Nu e. Nu e pentru că e, uite, pe ziua de 1 mai are postată o floare. Deci a s-a oprit. S-a deci oprit. Și a scris ce a scris. Da? Mai scris nimic? Și a fotografiat. Auzi, o floare. Auzi, e postare de aia care se autodistruge. Mi-am primit această captură, sigur că e o făcătură. Sigur că e o făcătură. Dar luai în calcul că ar fi putut domnul Tudorel Toader să facă ceva. Eu încă mai iau. Eu mă gândesc că a scris și a șters. Păi știi că avea obicei. Păi asta spun, e postare de aia care se autodistruge. Această postare se va șterge în două ore. Și uite că are pe 1 mai această reacție. Și pe 1 mai a pus niște flori? Adică asta e... Alex, hai să intre un pic pe Facebook, că e interesantă și postarea asta. E practic o... Florile, ce s-a se mușcat? A fotografiat o floare. A postat niște floricele. La Iași fotografiat. Păi acolo să și parcă și văd îngenunchiat în fața pozei că trebuie să te cobori la nivelul florii ca să poți să faci poza. Da, trebuie să te cobori. Zici că te cobori în înaltul cerului. Poate ești la nivelul florii și te-a umflat unii, te-a urcat pe un piedestal. Și tu, de fapt, oricum erai la nivelul solului. Da, asta imagini este. Emoționante cu ale domnului Tudorel Toader. Dar ce interesant spectaculos în toată chestiunea, au remarcat cum se mută toată vina, toată întâmplarea. Vom intra pe fond după o scurtă pauză, dar până atunci vreau să facem constatarea asta, Răzvan. Deci, uite, asta e pagina lui Tudorel Toader. Așa a gândit-o el, așa a gândit el situația. Frumos. Și uite, floarea, la această floare făceam referire anterior. Ce floare? Cum s-a așezat domnul Tudorel Toader cu ocazia zilei de 1 mai în dreptul acestei flori. Da. Și a plăcut lui mult, a postat-o. Ce da. Specie s-a, s-a emoționat, te emoționează frumosul. E adevărat că e roșu și asta și poate și să Tudorel Toader cu... roșu. Da, da. Ți-a părut că iar alte flori. Da. Asta e, așa îi place. Da, vine că n-a postat trei trandafiri direct. Dar ce asta? Că nu sunt foarte întemă, dar ce floare? Mai văzut pe mine mare horticultor. Eu știu, floare, da. Petale astea, da, uite, tulpină. 500 de oameni au apreciat. 500 de oameni au dat like pentru floarea asta. Gestul domnului. Poate dacă o vedem și eu, dă-te, uite o floare frumos. Cunoscutului. Te mai uiți cine a postat. Da. E o floare frumoasă. E o reacție. Dai click acolo. Da, frumos, da. Se trebuie să-i dai aia, căci că a introdus Facebook unul nou, ăla cu... Așa da, de COVID. Da, da, există o reacție nouă la Facebook. Da, Facebook. Da, e reacția aia de COVID. Deci reacția la știrea aceasta a fost următoarea. Tudorel Toader a spus: "Domne, ce să vă spun? CCR-ul a luat decizia. Eu doar am CCR-ul a fost cel care, deci mută vina la CCR și de la CCR de acolo vine domnul Dorneanu și zice: "Nu e, domne, care nu-i permite statutul lui." Ele preajmite, să de toate porcării. Deci, la statutul meu să comentez, nu știu ce vorbesc cu voi. Am crezut că eu comandați în șopița și am crezut că e băiatul a ajuns să stez de la presă. Nu la statutul meu vorbesc cu toți nimeni de păstări. Dar... Care Valer Dorneanu, eu nu vreau să jignesc pe nimeni, ți-am spus, dar îi s-a portat și o chestie mediocră toată viața lui. A fost așa, la un moment dat era președinte ai Camerei Deputaților, dar pe vremea aia când... Da, dați-l pe domnul ăsta pensionar. Știți câți ani are? 75 de ani. 75 de ani mulți înainte de viață. Să poate... ne îngroape pe toți. Adică gen să trăiască mai mult decât toată lumea. Da, nu vârsta, nu vârsta e... Ce nu vârsta, incomodant ce aici? Face el, mă, cu 150.000 de euro pe an? La 75 de ani, mă. Câte stai, greutăți poate să ai pe el, mă? Că nu-și mai cumpără haine acum, că și-a cumpărat toată... S-a apucă acum și-și face și-și de la 75. La 75 mai trăiești și dă-n ce-i adunat de-a lungul. 150.000 de euro. Să mai spună ceva, că se trăiește greu la bătrânețe în România. Băi, nu vreau să spun că cu banii aceștia a fost cumpărat. Se ține și bine. Dar știi că e o vorbă. Cine n-are bătrân să-și
cumpere. Nu, nu, adică nu vreau să insinuez. El aveau deja la PSD. Da, era acolo. Era, nu era cumpărat. El a fost așa, a fost ajutorul avocatului poporului, nu știu că povestea la un moment dat fostul avocat al poporului, domnul profesorul Gheorghe Iau, căci că a lucrat cu vară, doar slab, nu îi plăcea. Am zis, domne, poate sunteți dumneavoastră așa malicios subiectiv, poate aveți ceva cu... Nu, domne, slab, dă-te, uite, dacă îl sunăm o dată, să vezi ce-i la gura lui de Valer Dorneanu. Cine, mă, Valerică Dorneanu, mă? Ce să faci, mă, cu el? Că și dacă îl trimiteam după țigări, ce, scuze? Lua țigările greșite, n-aveai ce să faci cu el. Tu așa ce-am auzit. Tu vorbești despre președintele Curții Constituționale în termenii aceștia? Când nu era. Când nu era. Când a pus roba pe el de... Altfel. Deci, dar 150.000 de euro pe an, da. Eu nu cred că merită nimeni. 155.000 de euro pe an are domnul Valer. Cu atât mai mult. Deci nu ai ce să faci de bani ăștia la stat în România, indiferent ce faci. Nici președintele României nu merită bani ăștia. Nimeni nu merită, mă, bani ăștia în România. Deci țara asta se spui la cel mai înalt nivel de România. Responsabilitate totală pentru România. Deci, România nu, deci dacă ai responsabilitate totală în România, tu nu justifici 155.000. Că spui, da, bă, eu am responsabilitate. Da, bă, dar în România. E ca și cum ai spune, sunt managerul unui butic. Bine, mă, tu vrei să te plătim ca PSO de la Apple, de la ăștia, pardon că nu mai facem. Da. Așa. Deci nu e, e ca și la nivelul ăsta de țară, nu merită. E indecentă nimeni. Suma, da. Nu e ai ce răspundere, nu ai ce greșeli să faci, nu ai ce să distrugi, da, aici. Nu ai ce, în ce război să declari ca să spune, bă, dați-i 155.000 de euro pe an să fim liniștiți. Nu! Deci, da, nu ai. Nu ai ce să pui în echilibru. Să... Da, e ca și cum... De, ok, erai într-o țară de asta importantă, nu știu, că nu suntem o țară importantă. Nu suntem. Da. Nu. Așa, nici pe harta asta. Pare rău să aud asta, că gândești așa. Și când am descoperit, m-am apucat de presie, dar am supraviețuit. Deci dacă erai Statele Unite, nu știu ce, așa, trecea, băi, dă-i 155, conduce-i ta mai țară. Bă, da, aici, hai să spunem că se fac niște greșeli. Ce greșeli, mă? Ce greșeli poți să faci aici atât de mă? Ce, să fie gestionată proiect centrală aia nucleară de la Cernavo? Hai, mă, să fim serioși. Și mă gândeam că avem laserul ăla. Ce, mă, intrăm cu laserul ăla și dăm așa în populație? Băi, nu ai... Deci, da, președintele Curții, știu, Constituționale... În întâmplările, da. Ce am putea face, ce rău? Ce putea să faci atât de rău, de trebuie să-i dau 150? Dați-i lui Valer Dorneanu 155 de euro. Pangolin n-avem, să zici că poți să iști o... Ce? Ce n-avem? Pangolin de ăștia, ca să poți să zici, domnule, am lansat... Păi se zice că medierea dintre șarpe și om, ca să poți să creezi acest virus, a fost nevoie de ca mediere de acest pangolin. Că pangolinul a mâncat șarpele și chinezul a mâncat pangolinul. Luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem cu detalii emoționante în legătură cu acest caz. Valer Dorneanu, cazul Valer Dorneanu. Așa cum vă spuneam un pic mai devreme, responsabilitatea deciziei venite de la CEDO a avut un parcurs. A venit domnul Tudorel Toader și a mutat-o la CCR. Domne, acolo, oamenii ăia s-au decis ei, așa au decis ei, așa au hotărât ei că propunerea este obligatorie. Și după care au mai intervenit niște oameni, prieteni ai din jurul CCR-ului, nu știu, din jurul PSD-ului, din ce jur vreți să fie, și au zis așa, care, domne, că Iohannis a zis? N-a venit, domnule, mă rog, prin purtătorul de cuvânt, Mădălina, cum o cheamă, așa, Pușcalo, Dobrovolski, n-a venit și a revocat-o pe Codruța Chioveși. Deci e decizia lui Iohannis, domnule, la el e vina. Și a trebuit să iasă omul ăsta astăzi să explice. Hai să-l ascultăm, Claus Iohannis, azi, despre decizia de la CEDO. Sfidând toate argumentele pe care le-am invocat la vremea respectivă, inclusiv pe cele care sublineau încălcarea liberului acces la justiție al doamnei Chioveși, Curtea Constituțională a decis revocarea sa din funcție la propunerea unui ministru al justiției de foarte tristă amintire. O asemenea decizie a CEDO, fără precedent, întrucât vizează chiar autoritatea care este garantul supremației Constituției, nu poate rămâne fără consecințe. Credibilitatea CCR, afectată oricum de unele decizii controversate luate în ultimii ani, este acum și mai puternic zdruncinată. CCR are obligația de a revizui de îndată nu numai decizia referitoare la revocarea doamnei Chioveși, dar și orice alte decizii luate în considerarea unor simple declarații, fie ele și politice.
Bună seara, doamna Alina Gorghiu, senator PNL. Ascultam discursul președintelui, am văzut decizia CEDO. Sigur că decizia CEDO se referă mai degrabă la proceduri, la faptul că Conuța Chioveș n-a putut să se apere fața acestei sentințe, să zicem așa. Bună seara! Bine vă găsesc! Până la urmă, fondul problemei îi vizează pe cei de la CCR, care, mă refer la decizia luată de cei de la CEDO. Cine, pe cine vizează această decizie? Cine a greșit aici? Păi, pe fond și pe scurt, decizia CEDO de astăzi spune un lucru foarte simplu. În România avem o curte constituțională care a distrus cariera unui procuror șef fără să-i dea posibilitatea să se apere sau să conteste în vreun fel acea decizie a CCR. Și a încălcat, prin urmare, un lucru esențial garantat de Constituția României, și anume dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, dreptul la liberă exprimare, dreptul la proteja imaginea. Ăsta este cadrul deciziei CEDO. Ce înseamnă pentru România sau care sunt efectele pentru România ale acestei decizii CEDO? Ați auzit de la președintele statului. Eu vin să subliniez că este absolut jenantă poziția în care România este pusă, nu doar de conduita lui Valer Dorneanu de la CCR, a fost un tandem de aur la acel moment, Tudorel Toader, CCR, care, să nu ne ascundem după deget, au reflectat influența liderului absolut, Liviu Dragnea, un Liviu Dragnea care a făcut absolut orice ca să siluiască justiția. Era obsedat de Laura Codruța Chioveș și vă amintesc că i-a cerut demisia și a încercat să schimbe nenumărate rânduri prin modificări legislative puse în practică de colegii săi din PSD și prin alte mijloace care până la urmă se pare că i-au reușit. Deci vorbim de un spectacol jenant. Inclusiv că, știți, mă uitam la prelorile din declarațiile celor doi pe care le-ați arătat mai devreme, este absolut ridicol cum se spală pe mâini și unul și celălalt, aruncând vina acestui deznodământ de la CEDO, de la unul la celălalt. Pentru mine PSD are clar o răspundere enormă și eu sunt curioasă dacă actuala formulă de conducere a PSD se va delimita într-un mod, nu mă aștept la un mod categoric, nu mă aștept să revină la legislația sănătoasă în materie de garantare independenței procurorilor și așa mai departe, dar măcar vreau să se delimiteze categoric de practicile politice asumate de partidul lor anii trecuți. Atât. Pe de altă parte, trebuie să semnalăm că nu e primul proces pe care îl pierdem la CEDO și, mă rog, sunt și oameni care, să zicem așa, să intru în această sintagmă. Oameni care nu prea le-au făcut cinste și care au câștigat procese pe acolo, pe la CEDO. Vă dau un simplu exemplu, domnul Cătălin Voicu, de exemplu. Pe niște proceduri, că i-au fost încălcate niște proceduri. Domnul Cătălin Voicu, de exemplu, a stat prea mult în arest preventiv. Sigur că după a fost condamnat la mi se pare, 3 ani sau ce. Dar a stat prea mult în arest preventiv, pe de o parte. Pe de altă parte, a fost scos cu cătușele și pe aceste proceduri a câștigat la CEDO. Asta nu înseamnă că e nevinovat domnul Cătălin Voicu. Adică s-au mai pierdut procese la CEDO în sensul acesta pe proceduri. Sigur că aici procedura vizează acest CCR pe care... CEDO nu se pronunță decât pe proceduri. Da. Se pronunță pe fond, pe vinovăție. Și asta nu înseamnă că doamna Curța Chioveși e nevinovată. Bun. Dar... Doamna senator, întrebarea cred că e alta. Gen, adică ce facem? Rămânem cu ăștia așa, cu judecătorii ăștia CCR? Există sancțiuni pentru judecătorii CCR când devin responsabili în urma unei decizii a CEDO? Sau ne facem că nu s-a întâmplat nimic? Păi nu, teoretic, dacă ai bun simț după o decizie de genul acesteia venită împotriva statului român din pricina unei decizii a CCR, pentru că nu știu foarte multe situații de acest gen în Europa, da? Să fie sancționată o curte constituțională a României pentru o decizie strâmbă, e extrem de rar această situație, dar dacă ai bun simț și te cheamă Valer Dorneanu în acest moment, categoric îți dai demisia. Și dacă n-ai bun simț? Tot respectul pentru instituție. Haideți să mergem pe varianta fără bun simț. Vedem ce se întâmplă atunci. Adică pe realitate, da? Să ne nu știu, că nu l-am controlat la bun simț. Cu picioarele pe pământ. Păi nu l-am văzut dându-și demisia și n-am văzut nici că a avut o reacție prin care să-și asume măcar parte din vina pe care a avut-o ca șef al Curții Constituționale atunci când a emis decizia. Eu cred așa, că primul lucru
care trebuie făcut de Curtea Constituțională este să revină la acele decizii care au amputat atribuțiile președintelui României, care categoric decizii trebuie supuse revizuirii. Da. Absolut toate acele decizii trebuie supuse revizuirii. Nu poți să obligi președintele statului să emită un decret în ce privește procedura de remaniere a guvernului, de exemplu. Sunt convinsă că această Curte Constituțională se va gândi inclusiv la aceste decizii politice pe care le-a luat. Și sunt mult mai multe, probabil că se va face un inventar în scurtă vreme și poate vor fi atenți la acest lucru. Secția de procurori a CSM a cerut astăzi scoaterea ministrului Justiției din această procedură. Ca să depolitizăm. Secția de procurori astăzi, știți ce a cerut? A cerut să se garanteze că numirea și revocarea procurorilor se face după criterii tehnice și nu după unele care ar putea să se ducă cu gândul la politică. S-a mai cerut un lucru scos de PSD din legile justiției și anume că procurorul este un magistrat cu statut independent și nu răspunde la ordinele ministrului justiției, așa cum ne-a învățat PSD în ultimii ani de zile. Lucru care, sigur, că uitându-ne la legi, va trebui în mod cert regândit. Da, poate, domnule senator, apropiat, vă rog. Poate am așa o viziune mult prea limitată asupra situației, nici nu prea, nu. Dar un efect concret, în afară de ăsta așa, de principiu, există? Adică decizia CEDO produce vreun efect concret zilele acestea? De ce nu e lovită de nulitate, nu știu ce, decizia Curții Constituționale sau oamenii acestora li se reduce salariul cu 25%, au vreo de-aia, vreo, nu știu, vreo sancțiune? Se întâmplă ceva? Da, ne arată cu o curte care spune că a încălcat drepturile unui cetățean din România, care întâmplător sau nu, a fost șeful DNA. E un lucru care, la nivel de standard, în materie de principii europene la care cu toții am aderat, e grav. E jenant, e rușinos. De calcă ăștia în picioare la capitolul ăsta. Că statul român va înțelege lucrul acesta și că mai departe o să fim cu ochii mari pe Curtea Constituțională și că vom face proiecte legislative care să pună în masca lor procurorii ca personaje independente, neafiliate politic și că judecătorii Curții Constituționale nu vor mai judeca atunci când sună domnul Iordache, domnul Dragnea, domnul Cutare, dau nume întâmplătoare care pur și simplu n-au nicio legătură cu personaje reale, să nu mă înțelegeți greșit. Mi-am dat seama. Dar proceduri privind revocarea unui judecător CJ nu există, nu? Ca să nu cumva să fie supuși unei presiuni politice, nu pot fi revocați de instituțiile statului. Să nu ne mințim, până nu vom regândi legea de funcționare a Curții Constituționale, lucru care s-a mai încercat, dar partidele politice care au avut majoritatea, cel puțin în ultimul timp în Parlament, au respins proiectele pe care PNL le-a depus. Deci până nu vom regândi și vom face Curtea asta constituțională pe principiu, măi, e jurist independent, e un om cu experiență, nu are niciun fel de legătură cu partidul cu tare sau cu tare. Da, este de o independență care pe mine m-a speriat de-a lungul vremii. Și acum, dar pentru că a fost 20 de ani membru PSD, considerați că ar avea simpatii de genul? Nu știu dacă... Nu ferească Sfântul, nu puteți să mă acuzați că n-am spus acest lucru. Asta eu zic, nu cred că are simpatii, eu cred că dânsul este foarte legat istoricește vorbind de acest partid și din când în când îi mai scapă piciorul așa pe vreo hotărâre a Curții Constituționale în direcția PSD. Da. Mulțumim tare mult, doamna Alina Gorghiu, senator al Partidului Național Liberal. E o constatare la care revenim constant. Dom'le, cum sunt oamenii aceștia în viețile lor, cum este și domnul, să zicem așa, că altfel alt nume de Gianni Stan, cum nu știu care e numele lui de, știu, numele de scenă. Ei sunt așa niște persoane, sigur, mai cunoscut sub numele de Gianni. N-au nicio măreție profesională, dar odată ce își pun acel echipament de la CCR, de ce vorbește așa? Devin dintr-o dată... Domnul a făcut Gianni niște lucruri în urmă. Președintele secției da. Pentru da. Investigarea infracțiunilor de justiție. Păi ce, e puțin lucru? Da. Păi de nu înțeleg. Da. Dar cine ai vrea, domnule? Mai sunt acolo, deci a fost șeful doamnei Adina Florea. Nu știu, dar am senzația așa de... Mai e domnul judecător de Liorga, care am înțeles că a fost un colaborator profund al doamnei Adina Florea, în sensul care... Când lucrau în magistratul, nu colaborau. Altceva nu avem de unde să... Dar da. Ce remarcă putem face este asta. Dom'le, oamenii ăștia cu acest trecut, care nu e cine știe ce mare reușită,
știu. Totuși, punându-și acel costum, devin niște persoane... Roba aia vișinie? Da, devin niște persoane inatacabile în deciziile ilegal. Lor și devin niște persoane absolut... Cum mai devin inatacabile? N-auzi că ne-a făcut de râs CCR-ul la CEDO? Că râde CEDO de noi, halul în care râde. Că sunt, când o să mergem până la, o să-ți fie rușine să mai spui că ești român, că o să zic, oh, cu CCR-ul ăla. Înțelegi? Bun. Asta dar uite, strică imaginea în lume. Cu ce putem să ne mândrim noi cu aceste vindecări de coronavirus? Noi suntem vindecătorii de coronavirus. Pentru că stăm foarte bine la capitolul acesta. Peste tot în lume, știi că la un moment dat, chiar la începutul acestei pandemii, era o stare de curiozitate. Dom'le, cu ce vindecă domnul acela de la Timișoara, medicul de la Timișoara, cu coronavirusul? Cu bunăvoință. Întrebaseră din toate țările lumii. Și le-am zis? Au dat telefoane și a zis, dom'le, eu l-am întrebat, zice domnul doctor... Avem o supă de pui care face minune. Pui de țară să fie, că dacă ăsta cu euri crescut în crescătorul. Cum am un lapsus? Cine? Domnul doctor de la Timișoara, care, la Victor Babiște, de la Timișoara. Da. În fine... domnul Mustea, și zice, domnule, am întrebat pe domnul Cercel dacă pot să spun mai departe această schemă de tratament pe care noi avem. Ce, mă, Străinul Cercel e șeful lui? Da. Păi tot timpul face apel la domnul Străinul Cercel sub autoritatea. Ne desfășurăm activitatea sub autoritatea lui Străinul Cercel. Sub protecția. Sub oblăduirea. Sub oblăduirea. Dar ce, mă, Străinul Cercel, patron? Străinul Cercel? Patron spiritual. Și stai că pe mine o interesează povestea asta mai mult decât altele. Mai mult decât. Deci au sunat oamenii din străinătate la doctorul Musta. În urmă cu câteva săptămâni. Doctorul Musta, ce faceți? Uite, vindec oameni. Ce, Doamne, iartă-mă să fac. Cum îi vindecă? L-au tras de limba. Băi, eu știu ce vreți, soluția asta vindecătoare. Da. Asta am vrea, de ce să o mai... Că v-ați prins, de ce să mai... Ne-o dați? Păi, să văd dacă îmi dă voie Străinul Cercel. Străin. Așa, în regulă. Și Străinul Cercel ce a zis? Nu le-am dat, mă, că ei cum își băteau joc de noi. Nu, mă, lăs să o ținem minte. O ținem aici. Păi, mă, ce a zis Străinul Cercel? Că își bat joc de ea. Tu știi ce s-a întâmplat? A zis că, așa mi-aduc aminte, domnul Musta, uite. Păi verifică, doamne, iartă-mă, că mă interesează. Haideți, domnul Străinul Cercel, lăsați-l pe doctorul Musta să spună și altora să vindecăm și noi populația globului. Nu, nu că la dumneavoastră nici nu crește ceva, niște vedem. Plante. Cum s-a vindecat un primar din județul Timiș de acest coronavirus? A avut primarul? Da. Și i-a scăpat? Vindecat, este la serviciu, acum să-l urmărim. Imagine emoționale. Uh-huh. Gabriel Coller s-a numărat printre cele 18 persoane cu coronavirus din focarul izbucnit la sacoșul turcesc la sfârșitul lui martie. Povestea lui începe pe 2 aprilie, când a primit rezultatul pozitiv al testului de COVID-19. Era deja în izolare acasă de o săptămână după ce două colege din primărie fuseseră confirmate. Vestea a căzut ca un trăsnet. Împreună cu el au fost confirmați pozitiv soția, mama și cumnatul. În spital erau deja alți doi membri ai familiei. A avut parte însă și de o bucurie. Băiețelul primarului, în vârstă de 8 ani, nu a fost contaminat. Gabriel Coller și ceilalți membri ai familiei au fost duși cu aceeași ambulanță la spitalul Victor Babeș din Timișoara. Eu am fost asimptomatic și eu și soția. Am avut în alți ani o gripă răceală mult mai puternică, în sensul de a avea febră 39, dureri musculare, tuse, strănut. Ma chiar nu am avut mai mult de 37, 36 cu 5, 36 cu 2. Nu am avut dureri musculare, nu am tușit, deci asimptomatic puteam să duc pe picioare. Primarul spune că a privit internarea în spital ca pe un cantonament. Am avut moralul bun, am dus ca și într-un cantonament, făcând în tinerețe fotbal, stând la internat la școala sportivă de la 10 ani, unde eram 16 în cameră, cu program de armată, am luat-o ca și un cantonament, n-am avut niciun fel de stres. M-am dus lejer. Edilul a stat în spital o săptămână. Ca și ceilalți bolnavi de la spitalul din Timișoara, a primit tratament personalizat. Bărbatul povestește că medicii intrau în salon de 2 ori pe zi și îi încurajau de fiecare dată. După aproximativ o săptămână, le-au fost recultate primele teste. Deși a avut o formă ușoară a bolii, Gabriel Coller spune că experiența internării l-a afectat emoțional. Nu-i simplu. Nu-i simplu că ai trăiri. Chiar dacă încerci să fii rece, ai trăiri. Interiorul lucrează. De câteva zile, Gabriel Coller a ieșit și din autoizolarea în care a stat timp de 2 săptămâni după externarea din spital. S-a întors la serviciu și încet, încet își reia viața normală. Nu i-a uitat însă pe medicii care l-au vindecat la Timișoara. Mulțumesc tuturor și medicilor și tuturor personalului, asistentelor, personal auxiliar. Și-au făcut treaba și le mulțumesc pe această cale. Da, aici sunt sigur niște mici reacții cu care... Dar ce vreau să remarc, domnule, și reia viața normală. Păi viața normală, mă, ce trăim noi aici în România cu... Uite-te, cu CCR-ul ăsta e viața normală, mă?
omul ăsta care te-a mulțumit și portarului de la intrare, și era o femeie de serviciu deosebit acolo, care și femeia de la bucătărie, să știți că mâncarea nu e cum de se... bine de lume. Așa. Deci el a fost asimptomatic toată perioada asta. Da. Știi ce ar fi amuzant? Uite că am ajuns să râdem și de acolo. Te văd chiar pornit și nu-mi place unde te duci. Cum ar fi să fi, deci el asimptomatic, dar să fi fost un fals pozitiv? Și domne, ce recunoscător el, și de creșeală, că i-a ieșit testul aiurea. Că dacă există și fals pozitiv. Mai dau deci el asimptomatic, doamne, deci mi-au salvat viața, nu știu ce. Și de fapt să-i mai verci. Nu, domne, că n-ai urma aia în sânge, ești, ai fost fals pozitiv. Da. Și el a stat aici, am mulțumit. Sunt tot timpul... Primarii ăștia, știi cum, n-au imunitate, dar nici nu prea pățesc. Câți... Că acum, uite-te, în zona asta de politicieni, așa, deci a fost ăla... Sunt câțiva celebri, domnul Chițac de la... Păi, corsarul, Chițac, piratul, Chițac, barbă neagră, așa. Cum se numește, Chițac, amiral. Amiralul Chițac. Așa, și mai cine? Și între politicieni... Parcă doi, un deputat, dar nu era prea important. Nu prea s-a prins COVID-ul de politicieni. Băi, câți politicieni știi tu așa de... Nu prea a prins la politicienii români COVID. Înțelegi? Imunitate, deci aici e clară treaba. S-a și judecată. Treaba asta. Bun, hai să luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem cu emisiunea și ne învălim cu subiectele astea care s-au tot iscat astăzi. Avem și cu frații de peste Prut ceva. Da, cu frații de peste Prut și cu zona asta financiară. O să vedeți că o să fie mai bine decât a fost până acum. Deci o să fie și mai bine. A fost o oportunitate pandemia asta. Pauză.